Rețeaua de apă de la Turcineș continuă să încingă spiritele între ale și locali. Dacă reprezentanții USL sperau că vor reuși să treacă investiția în administrarea operatorului regional de apă Aparegio, acest lucru nu s-a putut înfăptui, deoarece nu este dorit și de aleșii locali ai PDL. Aceștia din urmă au boicotat ședința, fiind amenințați cu excluderea din partid, susține primarul din Turcinești, Vasile Gogălnicianu. Boicot, toți consilierii PDL nu s-au prezentat la ședință, deși era ședință nu extraordinară, era ședință pe o luna iulie. Nu au venit la ședință, știind că mi-e întrebuia o voturi. Erau două proiecte de hotărâre cu două treimi, și știind că nu pot să-l fac eu fără ei, nu au venit la ședință. Din câte am înțeles, au primit ordin, pentru că unul din consilieri s-a plâns că ar veni, dar e frică că îl dă afară din partid. Îi se retrage sprijinul. Președintele PDL Gorj Ionrușes, care are casă în Turcinești, respinge acuzațiile lui Gogălnicianu și spune că reprezentanții PDL în Consiliul Local Turcinești au avut această poziție pentru că nu este firesc să dai ceva ce nu ai. Senatorul de Gorj spune că rețeaua de alimentare nu poate fi cedată atât timp cât recepția lucrărilor nu s-a realizat. Consilierii locale, nu știu de până de comandament, dar spun problema ce nu votează. Așa. Deci este una lor pe care eu o zic. Nu poți să dai ceva ceea ce nu ai. Nu s-a făcut recepția la Turcinești, obiectiv. Deci primăria a făcut recepția înală. La aceste condiții nu poți să înțelegi ceea ce nu ai. Suprefectul de Gorj, Sorin Arjoca, este siderat însă de atitudinea reprezentanților PDL. Arjoca speră că problema apei din Turcinești se va rezolva de îndată și nu poate înțelege cum gândesc democrat-liberalii. Sper cu putărie că săptămâna asta vom putea rezolva problema din punct de vedere procedural, pentru că investiția există, funcționează. Am discutat de atâtea ori. Nu o să pricep niciodată cum gândesc unii oameni. Primarul din Turcinești, Vasile Gogălnicianu, a precizat că a renunțat cel puțin temporar la ideea de a opri alimentarea cu apă, iar până sâmbătă localnicii vor avea apă la robinet.